aud voi, deja se schimbă situația. Undeva în sufletul meu, deci nu țigan sau rom să zică, dar când aud voi ați făcut sau voi ați dres, deja simt în glas și în exprimare discriminarea. Soacră mea. A fost câteva probleme că a zis, e țigan, că ce-ți trebuie ție, ești tânăr, tu trebuie să întreții familia. Sunt femeia romă de la parter, deci toată lumea știe că suntem țigani. Iuliana este o tânără femeie de etnie romă, mama unei fete de 18 ani, mediator sanitar și studentă la psihologie. De 19 ani are o căsnicie fericită cu un român. A pendulat permanent între două lumi. Majoritarii au discriminat-o pentru că e romă. Romii pentru că s-a măritat cu un român, pentru că a mers la școală și la facultate și pentru că a lăsat deoparte tradițiile care îi cereau să fie supusă soțului, să stea acasă și să facă copii. M-am simțit discriminată în momentul în care m-a făcut româncă. E normal. M-am simțit, zic, uite măi, vin, vreau să-i ajut și mă fac româncă. Nu pentru faptul că mă fac româncă, nu vor să vorbească cu mine, să mă accepte ca fiind de-a lor. E foarte greu să simți disprețul. În general, în orașe, încercăm să fim la fel ca ceilalți. Să nu ieșim din tipar. Deci s-a creat un tipar. Trebuie să faci așa, trebuie să muncești, trebuie să ai geamuri de termofan, ca să zic așa, ca să fii în rândul oamenilor. Și noi discriminăm, nu e problemă. Că la fel facem și noi. Noi românii, voi românii. La fel și românii, voi țiganii. Dar noi ne-am înțeles bine cu românii. Ca drept dovadă mi-am luat român. Noi avem 19 ani, facem în noiembrie, de când suntem căsătoriți legal. Pentru că s-a căsătorit când avea 15 ani, viața Iulianei a fost extrem de grea. A vrut să termine cu orice preț liceul, chiar dacă era însărcinată. Nu a spus nimănui acest lucru, pentru că știa că, dacă se află, va fi exmatriculată. A mers însărcinată până la 9 luni și încorsetată. A mers așa pentru că trebuia să-mi termin clasa 10-a. Și am ținut neapărat să-mi termin clasa 10-a. Și am mers încorsetată și luasem o fustă de-a mamei ca să-mi cadă perfect pe burtă. Nu aveam burta mare pentru că îl țineam sub piept. O țineam pe Alexandra sub piept. Și îmi luasem în luna, nu mai țin minte că era o căldură și aveam un pulover de lână și un palton lung, tot așa am făcusem. Iar am născut sâmbătă, am avut un curaj nemaipomenit. Bă, nu iau cei de la școală că sunt însărcinată, m-a pus dirigintele să trec pe lângă un bancă unde era atâtica loc și eu cu o burtă. Am reușit să mă înalț pe vârful și să trec cât să nu mi-atingă burta. A fost demențial că am venit acasă și am început să plâng. Uite ce a putut să-mi facă mie dirigintele. De ce să mă treacă pe acolo? Știa el ceva. Și am născut sâmbătă, marți am ieșit din staj și nu m-am dus la școală. Și aveam un piept, vă spun, îmi curgea sânul și întotdeauna îmi schimbam tampoanele ca să nu se vadă. Și fiica mea a trăit cu lapte de la alimentară. Părinții m-au susținut și stăteau cu Alexandra acasă, cu Cristi și... Și n-ai spus la colegi? N-a știut nimeni în un moment, nici măcar colega mea de bancă. Dacă lucrurile erau dificile la școală și acasă era la fel de greu, i-a fost dificil să se integreze în societate. Românii au respins-o mereu, pentru că era romă. Nici cu romii nu i-a fost mai ușor. Când m-am măritat, mama a zis că se termină lumea. Cum am putut să-i fac așa o rușine? Bine, soacra mea atunci nu a fost de acord, pentru că sunt țigancă, uite, mai băiete, ce-ți trebuie, ce, nu știu ce, ești tânăr, ai viața înainte, dar vreau să vă spun că soțul meu m-a iubit așa cum sunt. Din partea lui soacra mea a fost câteva probleme că a zis, e țigancă, ce-ți trebuie ție, ești tânăr, tu trebuie să întreții familia,
Era greu ca el avea 17 ani. Plus ora lui niciodată nu i-a convenit și cred că nici acum nu-i convine că eu sunt țigancă. Nu, nu. Nu adevăr, mamă. Deci nu, totuși mă privește cu reticență. Nu sunt la nivelul ei, cu toate că eu am studii superioare, ea nu. Dar asta nu e un impediment. Deci nu m-a privit niciodată cu ochi buni. A zis, nu e bună pentru frate, nu, țiganca asta. Întotdeauna a avut așa, cumva, rezerve, sunt țigancă. Și am simțit-o din atitudinea ei, din privirea ei. Întotdeauna. El întotdeauna îmi ia apărarea. Cu toate astea, ei nu puteau să recunoască în public că sunt romi. Când erau copii, de frică să nu fie discriminați, umiliți și excluși. Și aveam o situație bună acasă, eram o familie foarte cunoscută, tata lucra în cultură și artă, deci era un lucru nemai... Dar nu-mi dădeam seama la vremea aia. Poate din cauza că nu a fost promovat în casa noastră limba romanii, mă gândesc acum, poate că mama întotdeauna a spus, nu trebuie să știe lumea că suntem țigani, mama mea e albă. Dacă o vedeți, ziceți că e rusoaică. Și nu trebuie să știe lumea că o să ne privească altfel, cu toate că tata era negru. N-avea cum să nu spună că nu-i țigan. Dar a zis, nu învățăm copiii limba romanii, că își strică limba română. Deci nu va vorbi corect nici românește, nu va vorbi corect nici țigănește. Ea continuă tradiția familiei și cântă, la fel cum au făcut mama și tatăl ei toată viața. Cântă și la nunțile de romi, dar și la cele de români, unde este la fel de apreciată. Lumea o privește însă diferit, în funcție de ce cântă, muzică populară românească sau muzică lăutărească și de cum este îmbrăcată. În momentul în care mă îmbrac în costum național, situația se schimbă. Port popular românesc. Situația se schimbă. Toată lumea mă privește cu admirație, toată lumea încearcă să discute cu mine, se învârt în jurul meu, a venit doamna cea de muzică populară, a venit doamna îmbrăcată în costum național, deci lumea mă privește altfel și a zis, uite ce schimbare, ce mentalitate, deci tot eu sunt, dar îmbrăcată altfel. Venind de la nuntă, a zis, mai hai să cumpărăm ceva de mâncare. M-am dat jos exact cum eram, în costumul național. Și am intrat în magazin, unul lucrează cum nașa mea. Lucrează la un magazin de carne și preparate din carne. Și în momentul când am intrat, am vrut să văd dacă e ea acolo. Și am intrat cu fratele meu, care, bineînțeles, e negru, e mult mai negru ca mine. Și, bine, nu vă zic că e îmbrăcat de firmă, deci nu contează că ești negru, ești țigan. Nu a contat cum e îmbrăcat, eu eram în costumul popular. Și în momentul când am intrat, deja unul a zis, bă, țiganilor, dar ce faceți, vreți să intrați în față? La care cumnată mea săraca e blondă, cu ochii albaștri. Bă, dar mă ție rușine să țigănești așa, chiar la care colega îi zice, mă, lăsați-o că e sora fetei care lucrează. Și zice, păi cum una albă și una neagră? Eu fiind în costum național și m-am întors la ea și a zis, păi, unde ați fost dumneavoastră țigani îmbrăcați în costum național? Iuliana știe din experiența proprie ce înseamnă discriminarea, fiindcă ea a avut de suferit de pe urma românilor, dar și a romilor. Ca să-i ajute pe alții să se lupte cu excluziunea socială, să se bucure de drepturile fundamentale, ea lucrează ca mediator sanitar într-o comunitate tradițională de romi, într-o localitate de lângă Iași. Pentru că e femeie măritată cu un român și nu se conformează tradițiilor stricte din această comunitate, ea a fost la început respinsă de cei pe care încearcă să-i ajute. M-am lovit din multe piedici acolo. În primul rând că e greu să fii de etnie romă și să nu cunoști limba. Trebuie în primul rând să asculți omul. Să-l asculți, să vezi ce are de zis în momentul în care nu are acte. Să-l îndrumi spre forurile competente să facă acest lucru, adică către poliție, către o administrație publică. Populația, într-adevăr, are program special. Romii la medicul de familie au program de la 12, iar românii au de dimineață.
Asistentele au rețineri în ceea ce privește un consult la femeile de etnie romă cu fuste. Bine, și ele sunt foarte rușinoase, dar în general medicii nu... Deci au o reținere. Dacă nu sunt murdare, dacă până își dau fustele jos, câteodată asistentele țipă. Cel mai mult o supără pe Iuliana situația femeilor din comunitățile tradiționale rome și a fetelor care sunt obligate să lase școala să se căsătorească la vârste mici. Ea spune că situația fetelor și femeilor rome este cea mai grea și că ele sunt victimele discriminării multiple, atât în comunitatea romă, cât și în cea de români. Dacă n-au făcut o lingură de mâncare și poate săracele muncesc la piață, muncesc și ele aduc acum bani. Deci femeia a evoluat, într-adevăr, merge, muncește, cot la cot cu bărbatul, dar este tratată cumva, ești femeie. Nu e tratată ca egală a bărbatului. Un țigan avea o casă, draga mea, trei copii și o nevastă. Țiganul lucra la matmă și venea seara cambiat. Țiganul lucra la matmă și venea seara cambiat. Și-o bătea cu pumnii-n cap, draga mea, și-o bătea cu pumnii-n cap. Femeile sunt tratate de genul, e femeie, odată, și trebuie să stea la cratiță. Nu are voie să facă chiuretaje, nu are voie să-și planifice dacă vrea sau nu copilul. Pentru ea mai mult decide soțul și soacra. Fetele se logodesc de pe la 9 ani, 9, 10, 11 ani și le-am văzut la școală, sunt machiate, vopsite chiar și am întrebat învățătorii de ce. Pentru că ele trebuie să atragă atenția cumva, pentru că ele sunt logodite, deja sunt date, sunt promise. Și trebuie să arate bine ca viitorul lor soț să nu renunțe la ele. Fiica Iulianei, Alexandra, are acum 18 ani. Ea se simte mai apropiată de romi decât de români și este foarte apropiată de bunica după mamă care a crescut-o. Și ea pendulează între două lumi și două identități culturale diferite. Cu toate că uneori recunoaște că a fost tratată diferit din cauza faptului că mama ei este romă, ea este hotărâtă să nu lase niciun obstacol să-i stea în cale. Nu e nicio problemă. Numai că problemă e să înveți, să fie și el tot la fel, cu o școală, cu o pregătire. Nu trebuie să fie bogat, să aibă, nu contează că e rom, că e român. Tot timpul am știut că sunt țigan, că nu mi-a păsat. Iar colegii mei n-au nicio... știu lucrul ăsta. Într-adevăr, acum, ce-i drept pe vremea asta, majoritatea țiganilor sunt dați la o parte. Țiganii trebuie să muncească de două ori ca să reușească. Și dacă o să fie nevoie, o să muncesc. Nu trebuie să-mi ascund identitatea ca să devin ceva. Trei generații diferite, de etnii diferite, trăiesc și muncesc împreună sub același acoperiș. Fiecare dintre ei încearcă să-și păstreze tradițiile și identitatea culturală, dar și să se adapteze în bună înțelegere, fără conflicte. Noi facem o mâncare așa ca la țigani, nu așa ne place. Mai mult friptură decât mâncare de fără. Eu așa mănânc. Și miau, care se numește zgromorel. Uitați așa. Așa mănânc țigani. În ciuda greutăților întâmpinate atât în profesie cât și în viața privată, Iuliana a reușit să-și țină familia unită și să se adapteze la societatea în care trăiește. Familia ei poate fi un model atât pentru majoritari cât și pentru minoritari.
A reușit toate acestea, fiindcă a știut să zâmbească tot timpul și să înțeleagă pe cei din jur. În adâncul sufletului a rămas țigancă și nu i-a fost rușine de asta. Chiar dacă ea a fost de multe ori discriminată, ar vrea ca fiica ei să fie tratată ca egală și între români și între țigani. Iuliana pendulează mereu între două lumi diferite pe care le leagă prin cântec. Cânt în baie, cânt pe stradă. Și el de multe ori zice, eu mă duc pe partea cealaltă, eu nu merg cu tine pe stradă. Păi zic, se rușim cu mine că sunt țigancă? Zice, nu-i vorba de asta, se uită lumea la noi cum cânti pe stradă. Păi și ce de, sunt liberă, e o țară democrată, nu? Când era cicoarea îmbobocită, tu erai mică și îmbrobodită. Și-a venit băzmăluța roșioară, mirosea ea flor de primăvară. Că a venit băzmăluța roșioară, mirosea ea flor de primăvară.